Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt la Gabi acasă și m-am gândit să vă arăt cam ce mănâncă găinile lui. Ia să ne explic și nouă. Ce... Aici sunt semințe prăjite. Cum vine combinația asta aici? Deci sămânță prăjite. Da. Vine patru cancioace din astea. Boabe, nu? Boabe. Așa. Tărâțul de greu, nu? Un cancioc de tărâță de grâu, jumătate de cancioc de semințe neprăjite și jumătate prăjite. Uh-huh. Și jumătate din ștrot. Ștrot. Și din nou iar patru cancioci. Așa. Așa. Uh-huh. Cam ce iese? Ce iese? Asta e cum ar veni produsul finit, nu? Da, da, da. Mamă, dar ce frumos miroase, îți vine să o mănânci tu. Mm-hmm. Și cum funcționează șmecheria asta? Ia-ți, dă-te mai așa. Acum să mă duc să vă arăt și găinii. Au uitat și găinii lui Gabi. A pus praf pe cameră. Cățeluș frumos aici. Ia uitați, stă aici ca în rai. Ca în rai stă. Au umbră, au de toate, nu? Stai, Maia. Stai, tată, frumos. Uitați cum stai aici, voi la umbră, nu o găbiți? Stă bine, nu? Chiar că o duc ca în paradis. Și el intră seara frumos cu alea călcare, uite așa să-mi faci și mie găbiți. Facem, de fapt, amândoi. De poate miață, nu? Mă, sunt elea călțate și învățate. Hai să vă arăt acum ce veceu de curte are găbiță, iau. Hai, Maia, Maia! Au dat de frate, ce veceu de curte are Gabi, rost. A? Ești magazin, zici că e birou. Mine. Eu știu, văd de ăla cu material de ăla, cum se mai numește și ăsta, că nu știu. Șmecherie. Pi. Frumosele, băi. Ce frumosele, băi. Bișon de aia. Da. Foarte gospodar, Gabi. Trandafirii s-au trecut deja. Da, bă, fratele, cam asta am vrut să vă arăt așa pe scurt. Gospodăria lui Gabi aici. El nu crește, de obicei nu prea crește el așa porci, să zicem, eu știu, oi sau... El, mai mult păsări. Lasă-o mai, sunt muște, tata. Crește păsări și cam atât. Da, cam asta. Nu știu vreo câteva, dar de alea de... De munte de alea. Păi, să te găinuși de alea, știi? E murdar. Mă, ea vrea să joace, băi, vezi, îi place să joace copiii. Tu să-i lași pe obă, băi, găinuși, nu grea. Scoțelii.
căței așa de, cum să spun eu, să te joci cu ei, să... Spus de pluș, nu? Fraților, dacă v-a plăcut, dați și voi un like acolo. Și până la vlogul următor, vă salut și vă las cu bine. Doamne ajută, pa, pa!